Ideea a pornit din dorința de a face un film despre Holocaust sau cumva ai descoperit acest personaj și ai spus că trebuie să-l aduci într-un film? Deci, tot ce se leagă de Holocaust și de război mondial, adică perioada aia, m-a interesat de mic copil și intenționat am căutat un personaj și am avut noroc, că chiar în orașul în care stau, m-am întâlnit cu, da, Cluj, e vorba de Cluj, m-am întâlnit cu dânsul și astăzi am mai povestit în radio unde am fost invitați, că mi-a fost ciudă că în Cluj sunt două facultăți unde se învață cinematografie și dânsul chiar participă la orice eveniment legat de amintirea Holocaustului și merge și la școli și la facultăți și tot povestește și nimeni nu a sărit să facă un film. Eu am fost norocotul care am avut ocazia de a lucra cu ea. Cât de dificil este să te apropii de un astfel de subiect? S-au făcut atâtea filme despre Holocaust, aceste imagini foarte dure au circulat, circulă în continuare tot felul de documentare, de la cele de televiziune până la cele de cinema. Ai avut vreo teamă sau care a fost cea mai mare temere legată de asta? Cea mai mare teamă mi-a fost atunci când am sunat pe domnul Nussbaum, să nu cumva să zică că nu vreau. După ce m-a primit și am făcut cunoștință, atunci rulase filmul maghiar, fiul lui Saul, care câștigase Oscar și toată lumea, bă, te ajut de mine, acum vrei și tu să... Trebuie să lași la o parte chestiile astea. Într-adevăr, s-au realizat foarte multe filme legate pe tema asta a Holocaustului, dar în același timp, dacă stăm și ne gândim, foarte puține filme, eu cel puțin personal, foarte puține filme știu care sunt realizate aici, la noi, în Transilvania, despre oameni rei din Transilvania. Deci știm povestea așa mare, dar și asta a fost punctul de pornire. Dacă am găsit că un personaj care este, chiar este, ați spus că e un povestitor, de ce nu să facem un film cu el? Pe mine m-a interesat și povestea, adică cum a fost viața unui copil de 14-15 ani, inclus în anilor 40, deci înainte să fie deportați toți cei din Transilvania de Nord. Și evident, cum reiese și de film, o parte se focusează pe, în perioada în care, după ce s-a întors acasă, cum, ce a făcut? A venit acasă cum avea vârsta de 16 ani. Din păcate, n-ai cum să folosești tot materialul. Am filmat circa 10 ore cu dânsul. N-am avut cum să folosesc toate în film, dar așa am încercat să nu trecem pe lângă vârstele astea. Bună seara! Dumneavoastră ați considerat necesar sau dânsul pentru o mai bună mărturie a considerat necesar să filmați și în zona lagărelor Auschwitz și Birkenau? Când te apuci să faci un film, în primul rând, ți-e frică că nu o să ai destule ilustrații și toată lumea încearcă să evite să aibă un talking head timp de o oră. Și chiar și domnul Nussbaum m-a întrebat, bun, pe mine mă puneți acolo în fața camerei și ce facem? Eu povestesc și lumea o să se uite la mine și ce așa. Încercăm să evităm, dar haideți totuși să facem așa un mega interviu. Am filmat de 3 ori în care am adunat 10 ore de registrări. După aceea am zis, haideți totuși să ieșim puțin în oraș, în tur, de să mergem înapoi. Și când am aflat că el în fiecare an participă la festivitatea asta de comemorare la Buchenwald, când am aflat că are deja biletul cumpărat, evident că m-am sărit în mașină și mergem după dânsul, deci era industrie clar. Prima dată când ne-am întâlnit, dânsul mi-a zis, domnul Civic, eu m-am saturat că în fiecare an se trezesc cei de la fiecare post de televiziune, când e ziua Holocaustului, nu știu ce, hai să mergem la lucru, că mai este în viață. Și sparg ușa lui, intră cu camera, așa în față și spuneți. Și el este pus într-o situație în care repede și seara îi sună vecinul că te-am văzut vecine 20 de secunde. Și el a zis că asta nu mai vreau să fac. Deci n-am pierdut așa ceva. Și după ce am convins că nici eu nu vreau să fac, n-am venit de la post de televiziune, vreau să fac un film. Și sunt de asemenea și aceste fotografii în film, cumva, eu spun o tehnică, nu? Tridimensională, cumva, nu? Tehnică Photoshop. Ok, ok, bun. Deci aceste fotografii sunt din arhiva personală, nu? După ce s-a întors acasă, odată s-a dus la casă. O și-a luat diploma de doctorat a tatălui său, pe care are și astăzi, și două albume cu fotografii.
Păi m-am scosul acolo și nu mai, n-am mai mers niciodată. Nu, în Cluj, în Cluj, de unde au fost deportați. Și are acasă pozele astea pe care le-am scanat și după ce acum ți-am zis, făd-o și face exemplu, care chestii tehnice. Păi cum ai gândit structura filmului? Așa l-ai conceput de la început sau a venit pe parcurs? About the structure of the film, I asked him about the structure of the film. M-a interesat cum a primit pe mine domnul Nussbaum. Prima dată când am sunat pe telefon, am zis că m-am prezentat că vreau să facem cunoștință. Bine, haideți la mine, mi-a dat adresa. Bun, ajung la el și mă întreabă, de fapt ce vreți? Păi, să fac un film dacă aveți și dumneavoastră. Și zice, bun, și oarecum vreți să faceți un film despre mine, că acum ne-am întâlnit prima dată în viață. Nu ne cunoaștem, ce faceți? Și am zis, bun, dar hai să facem cunoștință. Și am început o perioadă foarte lungă, aproape 3 luni, în care, nu zic că în fiecare săptămână, dar aproape în fiecare săptămână m-am dus la el acasă și am început să povestească. De la copilărie până la până când a ieșit în piață. Și nu mă lăsat să fac înregistrare, nici imagine, nici sunet, nici notițe, nimic. Am zis, dacă vrei să mă cunoști, nu, șez, îți dau cafea și ascultă. Și am petrecut așa 3 luni, după ce zice, no, eu nu mai am ce să zic, tu te acasă, pune ordine în capul tău și te întorci săptămâna viitoare și îmi zici despre ce vrei să faci film. Și evident, cum ți-am zis, vreau să văd cum a fost viața aia înainte de deportare și după. Și evident că nu aveam cum să evit ce s-a întâmplat cu el în alea. An interesting story. Yeah, let me translate what he said. An interesting story is related to how he met the character. So he went, he talked with him. He didn't know him. He talked with him. Where did you show? In Cluj, in Warsaw, in Budapest, in Cluj. And how was it received? It was a good reception. It's a very good film. Thank you. Nussbaum seems to be a person that doesn't show his feelings in the movie. He is talking very technically, logically about his the things that he passed. Did you witness other moments with him? Întrebarea era, personajul nu își arată sentimentele, pare foarte totul pare foarte tehnic, logic, dacă a avut și alt fel de momente cu el care n-au apărut în film. Nu neapărat. Deci, dânsul, după ce s-a întors acasă, după liberare și după ce... După a vorbit despre tot ce s-a întâmplat cu el, timp de aproape 30 de ani. Deci, el a început numai în anii 90. Cred că în perioada aia, ce a trecut din 45 până în 90, că e o perioadă mai lungă, el, nu știu, prin ce au trecut, că deja sunt chestii psihologice în care eu nu am cum să înțeleg. Dar atât știu și așa mi-a recomandat un profesor care studiază Holocaustul, că ăsta o să-ți fie un bun personaj. Pentru că nu o să-ți plângă în fața camerei, nu știu ce. Deci, pe care nu vor oamenii să vadă. Asta e adevărul. Că oamenii zic că ajunge să tu sunt cum să tu. Și eu nu pot să zic că am apucat. Deci așa a fost mereu, cum se vede și în film. Chiar și fiul lui, care trăiește în Germania, e doctor în Stuttgart, a aflat toată povestea domnului Nussbaum după s-a făcut înregistrarea pentru Centropa sau Centropa, sau nu știu cum se pronunță. Cred că sunt unii care știu ce înseamnă. Este un proiect pornit în anii 90 în care l-au căutat pe toți supraviețuitorii peste tot și l-au pus să povestească cap-coadă toată istoria familiei ce mai știu ei. Și atunci fiul lui, care avea peste 30 ceva de ani, a zis, așa mi-a zis cel puțin domnul Nussbaum, dar tatăl meu, nu ai zis niciodată nicio vorbă de cuvânt despre prin ce ai trecut. El a aflat din înregistrarea făcută în anii 90. Deci ați avut noroc cu un astfel de persoană. Da, da. Da. So you were lucky with such a character. Yes, I was lucky with such. Și să știți că după ce ies din sală, trebuie să sun pe domnul Nussbaum să zic cum a fost aici cu dumneavoastră și despre ce am discutat. Ți-am zis că tematica asta mă interesează de mic copil. Deci după ce am citit, de exemplu, jurnalul Anei Frank sau după ce am citit cartea doctorului Nisim Nicolae din Oradea. Deci după ce citești aceste cărți, n-ai cum să trăiești pe lângă asta. Deci, să rămână în tine ceva care
la un moment dat este și eu am făcut un film. Ceilalți ce fac. S-a schimbat ceva de-a lungul filmării, felul în care ideile tale de la început s-au schimbat vreun fel pe parcurs, după ce l-ai întâlnit și ai stat mai mult de vorbă? Sau? Nu cred. La început mi-era frică că nu o să mă lasă să fac filmul așa cum vreau eu, ci o să mă dirigeze el. Dar a venit momentul, după nu știu, după jumătate de an sau mai mult de cunoștință, când am aflat că se duce la Buchenwald din Germania și am zis, domnul, nu-ți m-am vin și eu. Și parcă nu mă credea, că cred că povestea asta a mai auzit el în viața lui, de la reporteri de televiziune. Și în momentul în care am ajuns seara în Weimar, care e aproape de Buchenwald, și atunci, eu cred că acolo a fost momentul în care s-a schimbat și relația noastră. Adică, acum nu o să vorbesc că chestii personale, dar după ce am lăsat să fac orice și dacă mi s-a stricat microfonul sau dronă sau nu știu ce, mi-am întors în țară în care stăteam în Cluj de 3 ori și am plimbat în soare 20-30 de grade și am făcut tot ce am dat. Deci, de acolo, de la Buchenwald, s-a schimbat ceva. Și pe lângă asta, era și prietena mea acolo și un prieten, deci eram patruniști și eu am mai rămas în urmă să mai fac niște cadre de ilustrație și ei au plecat. Și la Valera era pus pe el și mergea. Și am auzit, după ce am venit acasă, ce au zis despre mine. Și am zis, de aici încolo pot să mă liniștesc că este în joc și face tot ce vreau eu.